Știai că îți poți reprograma mintea pentru succes și fericire și să-ți schimbi complet condiția fizică în fiecare seară cu doar 10-15 minute înainte de culcare, cu ajutorul a câtorva exerciții? În timp ce majoritatea oamenilor sunt conștienți de puterea rutinei de dimineață, există ceva la fel de puternic, și anume rutina de noapte, pe care o poți implementa în fiecare seară înainte de culcare. În acest video îți voi prezenta 6 strategii simple care au dovedit că în timp au puterea de a-ți reprograma subconștientul pentru a deveni persoana care vrei să fii. Dar înainte de a trece la aceste modalități de reprogramare a minții, este important să înțelegi cum funcționează tot acest proces care te poate ajuta să realizezi tot ceea ce ți-ai dorit să realizezi în viață. În fiecare seară când te culci, creierul tău trece prin starea Theta. Starea Theta este tărâmul minții subconștiente, este starea autosugestiei. Oamenii de știință au dovedit că mintea subconștientă este responsabilă de 95% până la 99% din tot ceea ce faci. Aproape fiecare alegere pe care o faci în fiecare zi nu este făcută de mintea ta conștientă, ci de programarea subconștientă. Mai mult decât atât, subconștientul este mult mai puternic decât mintea conștientă și mult mai dificil de schimbat, deoarece este mintea obiceiului. Însă cu ajutorul celor 6 strategii pe care ți le voi prezenta în acest video și prin repetarea lor în fiecare seară înainte de culcare, te poți seta complet pentru succes, reprogramând astfel mintea subconștientă. Iată care sunt cele 6 modalități. Numărul 1. Planifică-ți ziua. Înainte de a merge la culcare, planifică-ți ziua următoare. Stabilește-ți modul în care îți dorești să acționezi a doua zi, de la început până la sfârșit. La ce oră te vei trezi? Care sunt cele mai importante lucruri pe care trebuie să le faci? Să știi că o rutină bună de dimineață începe de fapt cu o seară înainte. Dacă vrei ca ziua ta să aibă succes, trebuie să o începi bine de dimineață. Iar pentru a începe bine de dimineață, planifică ziua cu o seară înainte. Așadar, petrece câteva minute în fiecare seară înainte de culcare, planificând cele mai importante sarcini pe care trebuie să le îndeplinești în ziua următoare. Acest lucru te va ajuta să-ți atingi mai ușor obiectivele și visurile. Numărul 2. Revizuiește-ți obiectivele în fiecare seară. După cum am menționat, subconștientul funcționează prin repetare și dacă dorești să-ți reprogramezi mintea pentru succes, trebuie să o faci iar și iar și iar. Gândește-te la modul în care o persoană învață să conducă o mașină sau cum învață un copil să facă primii pași. Aceste lucruri sunt realizate grație repetării. Așadar, același lucru este valabil și pentru obiectivele și visurile tale. Nu îți poți stabili un obiectiv, să-l citești odată și să aștepți să se întâmple. Trebuie să-ți pregătești mintea pentru succes, revizuindu-ți în mod constant obiectivele, indiferent dacă alegi să le notezi într-un jurnal și să le citești cu voce tare sau să-ți creezi un panou al visurilor și dorințelor și să-l așezi undeva la vedere în așa fel încât să-ți sară în ochi și să te determine să vizualizezi realizarea visurilor tale. Nu uita, subconștientul învață prin repetare. Făcând acest lucru în fiecare seară înainte de culcare, când subconștientul este foarte activ, îți vei fixa ideile și obiectivele de care ai nevoie. Deoarece atunci când dormi, subconștientul tău lucrează pentru tine. De fapt, acesta te ajută să găsești soluțiile potrivite pentru atingerea obiectivelor. Numărul 3. Practică recunoștința. Nu trebuie să fie un exercițiu lung. Marele autor Jack Canfield vorbește despre importanța recunoștinței înainte de culcare. Indiferent dacă este vorba despre recunoștința rostită cu voce tare față de divinitate, pentru sănătatea ta, pentru bunăstarea ta, pentru felul tău de a fi, sau de recunoștința față de partenerul tău de viață, sau fie că este vorba despre un mesaj de recunoștință trimis unui prieten sau unui membru al familiei. Practicând recunoștința, te programezi să gândești din abundență, să te gândești la oportunități și să fii recunoscător pentru tot ceea ce ai. Practicând recunoștința în fiecare zi, mai ales înainte de culcare, în fiecare noapte, te vei pregăti pentru succes. Numărul 4. Cere-i subconștientului să-ți răspundă. Așa cum a spus marele inventator Thomas Edison, niciodată nu te duce la culcare fără a-i da o sarcină subconștientului tău. El recomanda acest lucru pentru că atunci când dormim, subconștientul nostru este treaz. Așadar, în loc să te culci îngrijorat și să te gândești la facturile pe care trebuie să le plătești sau la eventualele probleme pe care ai putea să le întâmpini la locul de muncă sau la faptul că viața ta nu decurge așa cum ți-ai dori, gândește-te la ce trebuie să faci pentru a-ți schimba viața. Fie că îți dorești să câștigi mai mulți bani sau să începi o anumită afacere sau îți dorești să lucrezi mai mult asupra proiectelor care te pasionează. Orice ar fi, gândește-te la asta
și apoi întreabă-ți subconștientul vorbind cu voce tare cum poți rezolva această problemă. Cu siguranță ți s-a întâmplat măcar odată să te culci cu gândul la o problemă și să te trezești în toiul nopții cu un răspuns. Sau imediat ce te-ai trezit în timp ce făceai duș, ți-a venit o idee. Aceasta este dovada faptului că mintea subconștientă lucrează fără întrerupere, 7 zile din 7. Așadar, în loc să te culci și să-ți faci griji pentru ziua de mâine, să te gândești la interviul de angajare sau la facturile pe care trebuie să le plătești sau la cât de grea ți este viața, pune-i o întrebare subconștientului. Întreabă-l cu voce tare. Găsește acel ceva care te va ajuta să avansezi în viață și pune-i o întrebare subconștientului despre asta. Acel ceva ar putea fi sănătatea ta, cariera ta, afacerea ta, relația ta. Înainte de a merge la culcare, vorbește-i subconștientului tău cu voce tare. Apoi relaxează-te. Nu încerca să găsești răspunsul. Ține minte, subconștientul tău este mult mai puternic decât mintea conștientă. Pe măsură ce vei adormi, el se va apuca de treabă. Iar dacă nu va funcționa din prima, dă-i câteva nopți în plus. Continuă să faci acest lucru prin repetare și în cele din urmă, răspunsul te va găsi. Numărul 5. Hipnoterapia. Primii ani din viață sunt cei în care mintea subconștientă este programată. Psihologul american John Watson spunea că subconștientul e ca o coală albă de hârtie, pe care se scriu experiențe, unele cu impact pozitiv, altele cu impact negativ. Mintea ta nu face distinții între ele, le absoarbe fără a ține cont de criterii. Lipsa încredere în sine, stima de sine scăzută, gândirea limitativă sunt programe absorbite la o vârstă fragedă. Hipnoterapia este modalitatea care te va ajuta să vorbești limba subconștientului și să-l reprogramezi. Îți va aduce undele cerebrale la starea de superînvățare a undelor cerebrale teta, stare care este disponibilă în primii 7 ani din viață. Efectiv, îți va schimba banda care rulează programele minții subconștiente. Însă pentru a apela la hipnoterapie, trebuie să găsești în primul rând persoana acreditată să facă acest lucru. Numărul 6. Afirmațiile pozitive. Afirmațiile pozitive sunt un instrument foarte puternic în atingerea obiectivelor și în dezvoltarea personală. Un instrument ușor de folosit și la îndemâna oricui, care dă rezultate uimitoare și de multe ori greu de crezut. Poți asculta în timp ce adormi în fiecare seară înregistrări cu afirmații pozitive. Afirmațiile pozitive repetate pătrund în subconștient și operează o reprogramare a minții în sensul dorit de noi. Ajunse acolo, ele devin o sursă de inspirație pentru acțiunile prezente și viitoare, ne ghidează gândurile și acțiunile în direcția dorită. Putem astfel să depășim anumite bariere interioare, anumite obiceiuri negative și credințe false, putem să ne vindecăm corpul într-un mod uimitor. Putem să ne motivăm pentru îndeplinirea unui scop, putem să fim focalizați pe un anumit obiectiv. Putem rezolva numeroase probleme din viața noastră, datorate în primul rând unui mod greșit de a gândi. Dr. Bruce Lipton a spus că aceasta este modalitatea numărul 1 de a reprograma subconștientul în timp ce dormi. Așadar, aceste 6 strategii grozave le poți folosi pentru a-ți reprograma subconștientul și pentru a realiza ceea ce îți dorești în viață. Dacă nu-ți dorești să le aplici pe toate cele 6, începe măcar cu una sau două. Dar să știi că folosirea în mod consecvent a celor 6 modalități îți poate schimba viața pentru totdeauna. Îți vei crea în cele din urmă o viață mai bună, afacerea mult dorită și îți vei putea atinge cele mai mari obiective și visuri. Dar nu uita că acest lucru nu se va întâmpla peste noapte. Succesul nu vine dintr-o dată. Depinde foarte mult de tine, de cât de mult vei lucra asupra ta și asupra obiectivelor tale. În fiecare zi, în fiecare săptămână, în fiecare lună și în fiecare an, pentru ca acele visuri ale tale să devină realitate. În profunzimile subconștientului sălășluiesc înțelepciunea nesfârșită, puterea și bogăția fără limite. Toate acestea așteaptă să fie descoperite și canalizate în mod corect și benefic.